Din cadrul serviciilor și a direcțiilor primăriei, de cu noi astăzi aici, a Consiliului Local, de asemenea consilierii locali sunt prezenți. Am plăcerea să vă anunț că inaugurăm această grădină zoologică care a dobândit un statut de parc zoologic, un parc modern de altfel și apreciat de instituțiile statului. La nivelul ministerului am înțeles că alături de o investiție similară de la Târgu Mureș ar fi clasat sau clasificat în primele două la nivel național. S-au făcut investiții prin grija Ministerului și a Primăriei, prin Consiliul Local de altfel, de circa 1,6 milioane de euro, investițiile însemnând tot felul de construcții cu anexe, cu voliere, alei, panouri de informare, centru educațional, totodată un punct sanitar și de carantină veterinară și toate acestea printr-o extindere a grădinii zoologice inițiată de profesorul Ioan Crișan în 1955, inaugurată în 1958 sau mai bine zis în 1965, și acum facem o inaugurare într-un spațiu amplu modernizat după 1965 în 2013. Țin să precizez faptul că de la acea suprafață inițială de 1,4 hectare, prin modernizări și extinderi, prin devieri de rețele, am ajuns la o suprafață modernă de 5,6 hectare. Aduc mulțumirile mele conducerii primăriei, a Consiliului Local, prefecturii și, în ultimul rând, Guvernului României, reprezentat de doamna ministru Rovana Plumb și de domnul ministru Nemirski, care a fost susținătorul acestui proiect în 2009. Lucrările s-au derulat pe parcursul a 2 ani și aproape jumătate. Au fost lucrări nu ușoare, dar iată că astăzi putem să ne bucurăm împreună de acest obiectiv pe care sper eu că o să-l aprecieze reșițenii și turiștii care o să treacă pragul acestui important obiectiv. Totodată vă informez că prin colaborare cu un ONG, cu Bike Attack-ul, dorim să fie să există aici o componentă și de turism sportiv, de ce nu, cred eu, potrivit acestui cadru și această nouă investiție. O să vă rog să-mi dați posibilitatea să dau cuvântul domnului prefect pentru probleme. În principal la indicatorii fizici realizați prin această lucrare. S-au realizat 22 de adăposturi, separa voliera pentru păsări, clădiri administrative, mă refer la carantină, punct veterinar, clădirea educațională, cabină, poartă, magazin, suvenire. S-au reabilitat și extins în cazul nostru vestiarul și bucătăria pentru prepararea animalelor și sediu administrativ. Împrejmuiri cu particularitate pentru fiecare adăpost, conducte de apă brută de 1800 de metri în vederea eficientizării costurilor de exploatare, rețele de canal undeva la 1400 de metri cu 75 de cămine de vizitare. În filmulețul de prezentare veți vedea dificultățile cu care s-au confruntat constructorii. Conducte de rețele de apă potabilă, 1030 de metri, ziduri de sprijin în lungime de circa 320 de metri și parcări aferente. Aș mai putea să menționez în acest indicator. Aș mai vrea să menționez că particularitatea acestui... Hai. Nu știu ce lume vechi este. Nu știu că plătim oare aia. Țările. Dar cum v-a fost să faci și așa din această parte? Da.
Opa! Dar nu se aude, trebuia să mă duc pe Pamela. Cine o supără pe Pamela? Wow. Dar ce frumos e! Da! Nu am mă, să vezi, mă duc. Wow! Ceau, mățea! Cred că nu. Nu-i ajuns nici pe o mățea. Dar avea un puiuț. Unde-i puiuțul? Păi vede, vede proști. Vede proști, da. Uhuhu! Ce ai mai văzut aici? Cum faci mai mult? Spune-mi, Simona, leu cum face? Leu, mama, cum face leu? Și pe maimuță cum o cheamă? Bobby. Și ce-au mai văzut? Căprioarele? Unde sunt căprioarele? Unde sunt căprioarele, mama? Cum fac căprioarele? Aici. Dar urșii sunt aici? Urșii. Aici. Și cum face ursul, mama? Dar tigru cum face? Ia spune-le. Așa face tigru. Și ție îți place la când îi supăra pe mama, cum face? Pe mama prin... Tare vă scoptam! Ce caz! Edișor! Vă spun un bei, deci să coboare de jur împrejur și să se joace. Să le dea de pe pică, să le prindă de urechi, să... Băi, Ciombe! Ciombe! Așa îl cheamă? Nu, i-a pus domnul Ciombe. Cocol. Asta e mai aproape de om decât de mai mult. Cocol cheamă. Cocol cheamă? Da. Coco! Ce mănânci? Frunze. Asta e mai aproape de oameni decât de mai mult. Atâta ideea. Da.
există o combinație între animale și mediul natural. Avem de-a face și cu un, așa zis, parc dendrologic, foarte apreciat de reșițeni. Cred eu că va fi înobilat, completat și cu acea componentă pentru desfășurarea turismului sportiv și toate pentru reșițenii noștri, pentru turiștii care o să ne viziteze acest obiectiv. Cu privire la beneficiile de gratuitate, iar cursurile care se vor face aici, pe această temă de cunoaștere a animalelor României și animalelor lumii, să se facă în mod gratuit. Animale pe care noi le-am achiziționat, pe lângă cele existente aici, sunt doi zimbri, astă noapte au sosit, nu erau foarte vioi, probabil specific, această stare este specifică în transportului, au fost tranquilizați și așa mai departe. De asemenea, mai putem vorbi de achiziția unei lame, păsări exotice, struți, de asemenea, fazani, cerb lopătari, un tigru, jaguar, scomps, emu, maimuță, mara. Nu o să ne oprim aici, pentru că avem schimburi cu o serie de instituții similare și sper ca pe viitor să putem să nobilăm, să dotăm această grădină, să parc zoologic și cu alte animale pe care copiii, părinții, bunicii să le... Lucrurile extraordinare care s-au făcut în acest parc, condițiile extraordinare pe care le vor avea animalele care vor fi în grădina zoologică din Reșița. Ați văzut că există un punct sanitar pentru animale, există o bucătărie pentru animale. Sunt convins că sunt respectate toate. Nu vreau să variante de a redimensiona personal în funcție de necesitățile de viață mare. Exact, va merge pe personal de specialitate de medicină veterinară, biolog și îngrijitor. Deci îngrijitorii pentru animale, în această zi, să fie specializat pe specii de animale. Pentru cine ați luat varza aia? Pentru iepuri, pentru căluți. Pentru căluții care îi plac mult. Și pentru cine mai lua bananele? Pentru maimuțică. Pentru maimuță. Păi da. M-ați pregătit? Da. Da, vezi, lasă. Nu, mai lasă. Nu e chiar deschis, adică încă nu... Foarte mică putere.